FC Buzău pornea cu statutul favoritei certe în partida cu Dunărea Călăraș, contând pentru optimile Cupei României. Oaspeții s-au mulțumit să se apere cu aproape tot efectivul, mizând tot pe cartea contraatacului. Buzăul a deschis scorul în minutul 39 după ce Pablo Gaitan a finalizat de la 16 metri cu un șut în vinclu după un asist primit de la capitanul Cristian Ciobanu. A fost și scorul înregistrat la pauză, în ciuda faptului că elevii lui Cristi Pusta au atacat continuu. Al doilea Mitan a găsit Buzăul tot în jumătatea oaspeților. După numai 5 minute de la reluare, Cristi Ciobanu a luat o acțiune pe cont propriu, sprintând cu mingea la picior aproape 50 de metri, a păcălit toată apărarea adversă și a șutat sec la colțul lung, reușind să majoreze scorul. Conturile au fost încheiate în minutul 78, odată cu golul semnat de Canda. Fostul jucător al celor de la Călăraș a finalizat după o bâlbâială a apărării dunărene. Era 3-0 și nimic nu mai putea împiedica Buzăul să se gândească deja la tragerea la sorți pentru sferturile cupei. Le-am zis jucătorilor să tratăm serios acest meci, pentru că e greu când ești favorit și ai o valoare certă mai mare decât adversarul, dar adversarul nu are nimic de pierdut. E foarte greu, e greu până îmi scrii. Așa, cam așa a fost și astăzi. Un adversar care nu avea absolut nimic de pierdut în această competiție și venit să se apere bine și eventual pe contraatac dacă să ne pună probleme. Eu zic că a fost un meci fără câștigat de noi, fără probleme și nu are decât să mă bucur de acest lucru. Dar trebuie să ne gândim deja la că mâine dimineață, la prima oră, plecăm străbatem țara să mergem spre Timișoara. Mă bucur că am reușit să introduc și pe Chicăroșe să joace 45 de minute după ce a venit și el după acea pierdere enormă. L-am încurajat, îl îmbărbătăm. Eu știu ce înseamnă să-ți pierzi mama și văd că și el trece prin faptul că a venit imediat după înmormântare și a ajuns în seara, în seară, și astăzi a fost tap de joc. Cred că la Timișoara avem toți jucătorii. Duminică, FC Buzău reia șirul partidelor din Liga Secundă. De la ora 11, elevii lui Cristi Pustai vor juca în deplasare la Timișoara cu Ripensia.